Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Ne uităm de multe ori cu admirație și cu interes la sportivii care ocupă primele locuri pe podiumul din competițiile mari. Ei bine, oare de câte ori ne gândim câtă muncă fac antrenorii din spatele acestor sportivi de performanță? Aș vrea să ne gândim poate mai mult și să aprofundăm cumva subiectul în această seară și tocmai de aceea l-am invitat alături de noi domnul Neculai Brânzei, antrenor emerit la clubul CFR-CSS Unirea Iași. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Știu că munciți foarte mult și că tocmai vă apropiați de o nouă competiție foarte importantă, de campionatul european de tineret feminin la box din Bulgaria. E peste 2-3 săptămâni. Da, așa este. Ați pregătit fetele? Fetele sunt pregătite, cu atât mai mult cât ultima perioadă au exercitat antrenamentele la lotul național împreună cu coordonatorul antrenorul Adrian Lăcătuș. La toată treaba asta a avut și participare la Cupa Balcanică în Bulgaria, care Bianca Copzaru a ocupat locul 2. De fapt, locul ei era locul întâi, dar asta e, se mai întâmplă și la case mai mari. Sigur. Ce putem să vă spunem? Așteptăm cu mare... E poate important faptul că Bianca este campioană națională și nu-i puțin lucru. Este și campioană națională, este și câștigătoarea Cupei României. Este într-o... Ceea ce mă bucură foarte mult că este într-o formă foarte bună și asta îmi dă speranțe că la campionatele europene să vină cu... dacă nu cu cea mai strălucitoare medalie, măcar cu o medalie de la campionatele europene de box. Cu siguranță așa va fi, pentru că Bianca este ambițioasă și știu că nu se lasă învinsă prea ușor. Da, așa este. Bianca este o fată extraordinar de ambițioasă, cu caracter, cu personalitate și cu niște gânduri foarte, foarte frumoase care m-au surprins plăcut din punctul ăsta de vedere, având în vedere că ea își dorește ca la terminarea liceului cu program sportiv să urmeze o școală de militară, să ducă și să facă și facultatea de educație fizică și sport. Are niște gânduri mărieții în care eu i-am urat de mult și am mare încredere în ea că... De la ce vârstă ați preluat-o pe Bianca în club? Pe Bianca când era în clasa 7-a. Haideți să le spunem telespectatorilor, poate o parte dintre ei țin minte edițiile precedente în care Bianca a fost invitată la noi în platou. Am să vă spun că Bianca împlinește 18 ani pe 25 septembrie, deci din clasa a 6-a face box. De atunci ați preluat-o practic la club. Pe 22 septembrie, dar noi o să-i sărbătorim ziua pe 25, pentru că pe 22 e la lotul național, da, e la campionatele europene. Da. Și de asta vrem să-i organizăm și cu această ocazie mulțumim tuturor celor care s-au implicat și se implică pentru organizarea sărbătoririi Bianca, în special domnul Bogdan Șaramet, care prin intermediul dumnealui ați reușit să-i faceți o surpriză. O să-i facem o surpriză plăcută și să ne bucurăm, de ce nu, nu cred că sunt prea îndrăzneții gândurile mele, să sărbătorim medalia pe care o va lua la campionatele europene. Cu siguranță, eu sunt absolut convinsă că Bianca nu se întoarce fără medalie. Și eu sunt foarte optimist, știu ce am pregătit, știu ce valoare are Bianca, așa că am văzut ultima ediție a campionatului europene, care tot în Bulgaria s-a ținut, am fost împreună cu lotul național, am văzut care este valoarea în Europa. Celorlalți competitori. Da? Și am văzut că ceea ce... Ați speculat adversarul. Da, boxul pe care îl practică și îl pune în practică, Bianca are ceva aparte. E și nativ, bineînțeles, dar... Dar e și munca antrenorului, pentru că asta spuneam la începutul emisiunii, că în spatele fiecărui sportiv care urcă pe podium e o muncă titanică, acea muncă și acea presiune care apasă pe umerii antrenorului. Cât din succesul unui astfel de sportiv care, iată, ne reprezintă cu cinste, este meritul antrenorului? Meritul antrenorului este 45%, 40-45%. Sunteți modest. Nu. Pentru că dacă ar pune în practică exact tot ce este și ce îi spune antrenorul, eu spun din punctul meu de vedere, nu știu, alți antrenori vorbesc în numele altora, are și ca pe tastatura care o apeși în fața monitorului. Dar acolo adversarul spune diferite probleme, trebuie să abordezi
tactica și modul de a, de a boxa. Nu e cum spune toată lumea și eu rog pe telespectatori să mă înțeleagă foarte bine ce, ce vreau să spun. Boxul nu este o bătaie. Da, boxul nu este o bătaie. Este punctat de fiecare dată da, acest exact, lucru. Ca să fii în pielea unui boxer de performanță, într-adevăr, de performanță, trebuie niște calități extraordinare și ceva care este deosebit. Pentru că acolo intervine stresul, nu frica. Stresul apare în meci, stresul. Și dacă stresul te presează prea tare, după aceea, ce ți-a spus antrenorul, prin fracțiuni de secundă, dacă nu ești bine echilibrat psihic, uiți. Nu știi ce se face. El spune să pleci în dreapta, tu pleci în stânga. Spune să dai dreapta, el îți dă stânga. Nu. Boxul nu este o bătaie. Boxul este o scrimă pugilistică practicată. Să nu fiu chiar așa de, de copii foarte, foarte inteligenți, cu personalitate și cu orgoliu. Și, bineînțeles, cu inimă de luptător. Păi dacă n-ai inimă de luptător, astea te naști cu ea. Cu inima de luptător te naști. Nu, celălalt ți le spune antrenorul, fă asta, fă eschivă rotativă, dai dreapta, fă eschivă, dă inficat. Dar trebuie să ai cu ei să-i le spui. Că degeaba antrenorul, mă uit și la fotbal, aoleu, cum o aprind antrenorii, îți roși la față. Ei, probabil că îi spun niște scheme care le-au exersat la antrenament și ei nu le pun în practică. Vi s-a întâmplat acest lucru pe partea cealaltă a ringului de box? Am avut niște copii care sunt campioni, de asta vă spun, că care sunt campioni te ascultă fantastic. Am avut niște copii, cum a fost Tătărușanu Ioan. N-a fost măcar campion județean și era component al lotului național de juniori care a luat medale în Cuba la turneul Prietenia. Un băiat extraordinar, cu niște calități native fantastice. Închipuiți-vă, nu era campion județean, nu campion. Campion județean. Da, da, da. Și având în vedere că era la vremea respectivă, asta era înainte de 89, se făcea campionat pe echipe de juniori, Tătărușanu numai abandonuri dădea. V-a trecut de altfel prin mână Marin Alexandru, care iarăși nu, e stați că încă n-am ajuns la Marin Alexandru. Au fost un Velea Constantin, un boxer extraordinar, dublu campionul României, un copil iar de excepție, avea el niște, un caracter mai labil, așa, dar un talent înnăscut, Hodorogea Cristian Alexandru, un boxer fantastic. Ăla, dacă stătea și cu ochii cheși, dacă spunea de-a dreapta, dădea dreapta, dacă dădea stânga, asculta extraordinar și talentat, foarte talentat, unul dintre cei mai talentați boxeri, în afară de performanța care au cu revin la Marin Alexandru, care acum stau din zi în zi, aștept, mă uit pe telefon să văd când are meciul. Da, când are meciul, da. Am stat de vorbă cu staful lui tehnic și mi-a spus că în momentul când va încheia contractul cu persoana, cu boxerul respectiv de a ataca titlul de campion mondial versiunea WBO sau WBC, va stabili data, îmi va trimite invitație. Bilete de avion. Cred că până la urmă aceasta este recompensa și aprecierea față de antrenori. Bine, toți sportivii care au făcut performanță la mine, toți când vin, majoritatea au fost plecați, sunt plecați, dar mă sună de ziua mea, când în sărbătorile de iarnă, când în sărbătoare, când împlinesc ani, când tot timpul mă sună, îmi transmite felicitări, aceea ce mă bucură extraordinar de mult, pentru că i-am educat, ați i-am format. Ați știut să-i țineți aproape. Și am fost aproape de ei. Pentru că dacă le vorbești frumos, noi aici avem foarte multe îndatoriri, dar drepturi mai puține, pentru că ceea ce spunea dumneavoastră în spatele cortinei este o muncă titanică. Dacă cumva, dumneavoastră mi-a spus întrebarea asta, cam cât la sută sportivul, cât la sută antrenorul. Când câștigă sportivul este meritul lui, când pierde sportivul, antrenorul este e vina antrenorului. E vina antrenorului, clară treaba, dar nu știu dacă e, se poate întâmpla și unele cazuri, că am avut ocazia când mă uitam la un meci și nu era sportivul meu și era fiind român, îi spunea bă, pleacă bă în stânga, dar îi spun alo, domnul, dar e stânga cel, trebuie să pleci în dreapta. A, da, ai dreptate. Sunt și antrenori care au atâtea emoții în ei și cuprinși de emoții în care la un moment dat nici ei nu mai gândesc cum ar trebui să gândească normal, ei avalul. Și atunci trebuie antrenorul. Eu trebuie să-i insuflu sportivului încredere. Cum o echipă care a câștigat acum. Iar le-a insuflat încredere. Trebuie să câștigăm, trebuie să formăm, trebuie să le dăm goluri. Nu se poate. Când antrenorul crede,
atunci și sportiv. Dacă un antrenor, băi, bune, o să ne... cum să mă bată ăla? Dar cum ăla joacă cu două mingi și eu joc o minge? Ăla are trei mingi și eu am numai două? Cum? Nu am înțeles. Da, așa este. Pregătirea... Șansele sunt egale pentru toți. Șansele sunt egale. Singura, e un secret, dar vi-l spun. Singurul... Spuneți-l că nu ne aude nimeni. Da, nu ne aude într-adevăr nimeni. Și majoritatea o știu. Dar nu îl pun în practică, sau eu știu, n-are cu cine să-l pun în practică. Secretul succesului este pregătirea fizică. În momentul când sportivul este pregătit 100% fizic, n-are cum să nu câștige. N-are cum. Eu mă uit, fac o comparație, că mi-a plăcut toată viața, mi-a plăcut fotbalul la nebunie. Cei care aleargă și creează presiuni pe adversar, ăia automat ăia vor câștiga. Așa nu spune că e cal afară, că e, nu, și eu am făcut slăbire. E terenul dificil. Că e dificil, că... nu are, aleargă. Boxerul, dă din brațe de când sună gongul până la ultimul gong. N-a așteptat o să i-ai dat, l-ai numărat, aia, lasă-l mai. Nu, dacă poți, termină-l. Eu am fost omul, nu te urca, frate. Sunteți dur ca antrenor? În sensul bun al cuvântului. Evident. În sensul bun al cuvântului, cum să nu fiu dur? Mergeam pe stradă și... Bă, nici nu puteam să mă merg tot timpul numai cu mașina și mergeam în spatele unui niște copii. Bă, și tot făcea figuri, fiții, dădea cu pulul prin aer. Bă, eu fac box, băi, unii faci la CFR, la Brânze. Dar unul din ei, bă, dar ăla e foarte dur, băi, dar nu poți să faci nicio mișcare. Vi s-a dus vestea, și zice ăla, bă, dar să știi că e dur, dar e foarte bun. Și e bine așa că e dur, că altfel fiecare ar face ceea ce vrea. De altfel este un sport care necesită o disciplină. Ca de altfel la toate sporturile. În orice sport, așa este. Dacă ești disciplinat... Poate aici ține mai mult de autocontrol. Da, pentru că sfaturile pe care le dau, dumneavoastră m-a întrebat dacă sunt un antrenor dur. Cum să nu fiu dur? Sunt dur, dar în sensul bun al cuvântului, pentru că eu le spun, copii, sus pe ring... Dacă îl puneți jos pe adversar, vă felicit. Vă, și așa le dau câte, după antrenamente, câte de asta de mieri de albini, le pun o suc, o apă minerală, ca să-i stimulez cât de cât. Ca să-i stimulez. Dacă în ring faci asta, vă duc peste tot, vă dau la ziar, vă duc la televiziune, dar nu la școală, nu pe stradă, nu în afara ringului, nici în sală n-ai voie. Numai în ring. Când e antrenor acolo, da. E atunci vă felicit. Acum eu vreau să vă spun că am câțiva copii care am boxat la Memorialul Mateasă pe data de 20, dacă nu mă înșel. Chelcu Daniel, Luca Adrian Ionuț, Damian Iulian, Ciubotaru Elena, o copilă născută în 2008, cu un caracter și o personalitate extraordinară. În 2008. Și intră pe urmele Biancăi. Da, bineînțeles. Ciubotaru Elena, despre care vă vorbeam, și Barbara Salin. Patru dintre ei au luat locul întâi. Nu, trei dintre ei au luat locul întâi și puștoaica asta, Ciubotaru Elena și Barbara s-a luat locul doi. Dar am rămas cu o impresie extraordinar de plăcută, pentru că Luca Adrian Ionuț, la 57 de kilograme, l-a bătut pe vicecampionul național de anul ăsta de la juniori. Și al meu nici măcar încă nu este, are numai cerere de legitimare, nu e legitimat, are numai cerere de legitimare, cu vizita medicală, tot, dar a făcut un meci extraordinar. Chelcu Daniel, tot la fel, un puș din 2007, foarte talentat, el aduce taixul de la Podișu, chiar din sat, unde este domnul președinte al Federației Române de Box, domnul Vasile Cătea. Da. Damian Iulian, iar un copil tare, bun. Și am foarte mulți în sală care... Dar trebuie să-i pregătesc în așa fel încât ei să aibă încredere în ei când urcă în ring, să știe că ei vor trebui să câștige. Acum am stat de vorbă cu maestru Dobre de la Clubul Sportiv Steaua București, fiind un fan al Stelei, făcând armata la Steaua, am rămas foarte buni prieteni cu toată lumea de la Steaua, în special cu maestrul Alex Năstac, și acum domnul Dobre spune, băi, Brânze, am fost la tine la Iași, am vizitat sala, vreau să vin să fac un antrenament acolo, să facem un șpare cu cea mai mare plăcere. Și după ce vine ei la noi, vreau să iau și pe copii să-i duc la Steaua să vadă unde e Steaua. Unde e Steaua și să vadă unde pot ajunge la un club, poate mai... cu mai multe finanțe, ca să nu exact, spun altfel. Exact, pentru că condițiile pe care le creez, adică Clubul Sportiv CFR CSU Nereaș le creează copiilor de la noi, sunt aceleași. Sunt
poate cu un grad mai înalt decât la Steaua, pentru că da. Noi avem de toate. Avem frumos sală de forță, saună, dușuri, tot și aici mișele. Știu că v-ați zbătut anii trecuți da. Foarte tare și până acum, ați reușit dacă să Dumnezeu, faceți. Poate reușim să finalizăm și arena de box în aer liber. Avem promisiuni de la domnul primar Chirica, avem promisiuni de la domnul președinte al clubului Fortitudine CFR Iași, domnul Botezatu Vasilii, la domnul director al regionalului CFR Iași, domnul Pipa. Și promisiuni atunci, sunt, să se îndeplinească. Nu, eu am toată încrederea că persoanele care stau de, cu care stau de vorbă sunt persoane deosebite și niciodată nu m-au dezamăgit, totdeauna, da, dacă a fost că... mai târziu, dar s-a rezolvat treaba, nu au fost probleme din punctul ăsta de vedere. Vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit de sprijinul pe care mi s-a acordat, așa că vreau să vă spun că vrei asta și am pasiunea asta de a scoate rezultate și nu numai să mă duc la antrenamente. Vreau să fiu și acolo sus pe podium. Să înțeleg că vă pregătiți să o susțineți pe Bianca în septembrie. Sunteți acolo? Eu aș vrea să fiu acolo, să văd acolo că am ieri niște prieteni. Am vorbit cu Bianca da. Și ea este în București la antrenamente, la cantonament. Se pregătește. Da, am niște prieteni foarte buni care mi-au promis că o să mă ajute. Unul dintre ei este domnul Seier Michel. El, foarte bun amic și mi-a spus când o să fie nevoie și pleci la europene sau să pleci la mondiale, o să vii la mine și o să te ajut. Acum o să vedem să fie Bianca în plinătatea forțelor și ca să poate să mă duc să fac rost să plec la, în Bulgaria să o susțin. Revenind la ce a spus dumneavoastră cu sportivul Marin Alexandru, acum de bea aștept să am așa puțin, nu emoții, emoția la mine nu mai este, dar o tracul ăla de aștept să văd cum e, cu cine boxează, să o studiez pe adversar. Încă mai aveți emoții pentru el? Nu, emoții, tracul ăla de meci. N-ai cum să n-ai. Chiar dacă, iată, un astfel de sportiv de talie mondială a trecut la un alt club, cu un alt antrenor și cu un alt staff, de ce nu, și la alt nivel, totuși aveți emoții pentru el. Nu, pentru că stafful lui, antrenorul pe care îl pregătește, a spus fără lipsă de modestie. Dom'le, vreau să văd și eu să o cunosc personal persoana pe care l-a descoperit pe acest talentat boxier. Cum de a lucra cu el? Care sunt metodele? Simplu. Vi s-a propus vreodată să plecați din țară și să antrenați într-o altă țară? Bineînțeles. După ce a venit de la Singapore, de la Jocurile Olimpice, un student, un doctor care a făcut facultatea la Iași, acum e medicul echipii naționale a Greciei, a spus, domnule, eu îl cunosc pe Brânzei, să-l aducem antrenor în Grecia și m-am dus acolo, am vrut să văd care-i treaba, să văd și eu cum e când lucrez afară. Afară se lucrează cu galenele în urechi, cu muzica bați step, no, când m-am dus acolo, am spus... Nu coincideți cu acest stărit. Mi-am spus, ia spune la băieți, la antrenament când vine fără căști, fără muzică, să asculte comanda, că ceea ce spun eu să le transmis ca să facă. Și după noi m-am dus, că trebuia să plecam în Belmechem, în Bulgaria, în cantonament. A doua zi, a treia zi, nu mai ieșit niciunul din cameră, avea febră musculară și... De asta întrebam dacă sunteți o persoană dură, un antrenor dur. Nu, fără... Și de-aia eu pun accentul pe condiția fizică. În momentul când ai condiția fizică, poți jongla altfel. Îți mai poți permite orice, o eschivă, mai ales în fotbal... Mai sunt mai multe metode, nu le dau eu sfaturi la domnii antrenori, dar mai ales la box e primordială condiția fizică. Eu vă aștept să discutăm împreună și să dezbatem rezultatele Biancai după campionatul european de tineret din Bulgaria și stabilim atunci ce mai e de făcut. Vă mulțumesc tare mult! Luăm o scurtă pauză! Am revenit din scurta pauză și vă reamintesc că subiectul ediției de astăzi este munca oamenilor care încearcă să aducă spre podium, spre performanță,
copii dornici de a face sport. Și dacă pe prima parte l-am avut invitat pe domnul Nicolae Brânzei, pe cea de-a doua parte l-am invitat alături de mine pe Daniel Halapciuc, președintele Asociației Club Sportiv Atletis. Bună, Daniel, și bine ai venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Daniel, cum încerci tu așa să formezi pașii copiilor pe pista de alergare? E ușor? Dacă faci acest lucru cu pasiune, devine o muncă ușoară. Practic, nu o putem considera ca și un job. Este pasiune, întotdeauna încercăm să ne perfecționăm ca și profesori, ca și îndrumători, ca și antrenori. Și atunci copiii vin cu drag și dacă ei vin la aceste antrenamente cu drag, munca ta devine mult mai ușoară. Vorbeam înainte de emisiune cu Daniel și îmi spunea că a înființat Clubul Sportiv Atletis tocmai din dorința de a sprijini cât mai mulți copii să urmeze calea unui sport frumos, unui sport care te pune în valoare până la urmă. Cum te-ai gândit să poți să-i sprijini pe acești copii? Pentru că realmente nu e ușor să le poți pune la dispoziție tot felul de echipamente de care au nevoie. Da, într-adevăr, atletismul este un sport frumos, este un sport complex. Pe lângă alergare, pentru că majoritatea când se gândesc la atletism, probabil se gândesc la alergare, are și alte ramuri, alte probe, cum ar fi săriturile sau aruncările. Și tocmai de aceea, pentru a realiza anumite antrenamente, ai nevoie de mai multe materiale. Și mai ales la vârstă fragedă, la vârsta în care inițiezi copiii spre acest sport, este nevoie de materiale, este nevoie de echipamente. Iar ideea clubului a venit... M-am dus așa cu gândul spre cei care practică la nivel de amatori. Am dezvoltat această parte la începutul clubului, atrăgând pasionați de alergare la antrenamentele pe care noi le propunem și celor care fac la nivel de amatori, nu doar copiilor. Da, da. Și chiar am crescut în ultima parte, în ultima perioadă. De când nu ne-am mai văzut noi așa de prin februarie. Exact, exact. Țin minte că în februarie discutam de ce vrem să facem, la ce competiție am fost cu cei mari. Da. Și acum cei mari au reușit să vină mai mulți lângă noi. Suntem peste 80 de membri sportivi la nivel de amatori. Bravo. Și încercăm acum să sprijinim și pe cei mici, prin cei mari. Iar după aproape ne apropiem cu pași repezi spre al doilea an de activitate al clubului și ne-am gândit că este momentul să organizăm și o competiție sportivă. Ia povestește-ne tu ce competiție sportivă organizează Clubul Atletis. Da, e o competiție care se adresează atât sportivilor amatori cât și celor care fac performanță. Hai să spunem așa, hai să începem într-un format în care lumea să-și facă o părere de ansamblu. Cum se numește, când are loc și unde? Este evenimentul sportiv 1K Run Fast and Fun, pentru că ne propunem să alergăm și repede, dar și de plăcere. Se organizează pe 22 septembrie în Iași, pe Splai Bahlui, Bulevardul Mangeron, între Tudor și Poduroș. Da, 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 da. Și cum e și unul dintre sloganurile competiției, traficul va fi complet închis, iar inimile celor care vor fi acolo vor fi deschise. Total deschise. Bravo! Da, e o competiție pe o distanță mai scurtă. Câți kilometri? Un kilometru individual. Dar pe lângă acest kilometru individual am propus și probe în echipă. Va fi o ștafetă a familiei. Spre exemplu, la ștafeta familiei, tatăl va alerga cel mai mult, pentru că trebuie să ducă... De-aia e tată. Da, va alerga din... Trebuie să ducă greul. Trebuie să ducă greul. Va alerga din Poduroș până în Tudor, un kilometru. De acolo va prelua ștafeta mama, care va alerga 600 de metri, iar pe ultimii 400 de metri va încheia cursa copilul din familie. Și dacă sunt doi copii sau trei care se înscriu. Unul dintre ei, iar ceilalți vor participa la cursa copiilor. A, e și cursa copiilor, ceea ce da. Acoperă cumva toată gama. Exact. Mai există o ștafetă mixtă. Acolo fiecare participant va alerga câte un kilometru. Din Tudor până în Poduroș, înapoi al doilea component al echipei și va încheia al treilea component în Poduroș. Aici va trebui să fie minim o persoană de sex feminin.
Și, bineînțeles, am spomenit mai devreme de cursa copiilor. Avem categorii 7-10 ani și 11-14 ani. Da. Pe lângă activitate, pe lângă evenimentul de alergare propriu-zis, vom organiza și alte activități sportive conexe. Pentru că tot spuneai tu că atletismul nu e doar alergare. Ia să vedem. Exact. Ne-am propus să facem și săritura în lungime de pe loc, spre exemplu. Și această idee a venit pentru că spațiul și locul în care ne-am propus să facem această acțiune ne permite să aducem lângă noi cât mai mulți spectatori. Da, da. Sunt convins că în acea zi vor fi ieșeni care vor fi curioși ce se va întâmpla acolo. Iar impactul și scopul final va fi de a atrage cât mai mulți dintre ei, nu neapărat cei care participă, spre o viață mai activă. Da, pentru că și poate veni cineva, știu eu, pentru prima dată doar să se uite și încerci să faci singur în săptămâna următoare distanța respectivă și ușor, ușor, iată, te mobilizezi către o astfel de competiție, pentru că realmente un kilometru nu e foarte mult de alergat, dar dacă vrei și pui suflet, îți poate scoate așa din este tine tot ce ai mai nociv. Așa este. Știm foarte bine că sunt destule competiții de alergare și majoritatea se duc spre probele lungi, mai ales cele urbane, semi-maratoane, maratoane. Noi ne-am propus această distanță pentru că dorim să facem cunoscut și celor care practică alergarea la nivel de amatori efortul depus în antrenamente de sportivi de performanță, pentru că sunt foarte multe antrenamentele cronometrate pe distanțe scurte. Dar în același timp am găsit oportună această distanță și pentru cei care vor să înceapă alergarea, pentru că dacă nu este abordată chiar foarte susținut acest tempo în cursă, poate fi alergat de oricine. Sigur că da. Acum eu știu așa din culise niște informații, știu că voi aveți și niște premii și cred că acestea sunt cele care vor atrage cumva pe cei mai experimentați dintre alergători, așa e? Așa este, vor exista premii. Asociația Club Sportiv Atletis, cum spuneam mai devreme, își dorește să dezvolte această grupă de copii, Atletis Junior. Noi suntem afiliați Federației de Specialitate, Federației Române de Atletism, și atunci participăm în competițiile organizate de ei. Și în această idee am vrut să păstrez și această latură a atletismului de performanță și sunt convins că pe această distanță vor veni sportivi de la diferite cluburi și bineînțeles că aceste premii pot susține poate pe activitatea următoare pe care o să o desfășoare, antrenamente și tot ce au ei nevoie în activitatea lor sportivă. Pe lângă aceste premii sunt și alte premii la categorii din partea partenerilor care vin lângă noi. Și o să fie așa o zi, îmi doresc să fie o zi a activității sportive, a mișcării. Voi practic încercați prin acest eveniment, mă scuz că te întrerup, dar mă gândeam așa, cam care e ideea evenimentului? Practic voi vreți să atrageți cât mai multă lume către o viață sănătoasă, am înțeles bine? Așa este, da. Practic scoatem atletismul de pe pistă, îl aducem într-un mediu urban. Oamenii vor veni să ne privească și așa, nu doar să ne privească, pentru că evenimentul, sunt convins că o să aibă destul de mulți participanți la linia de start. Se va da startul pe serii, pe categorii de vârstă. Acesta este iarăși un lucru care cred eu că va deveni mai atractiv. Da. Vor fi mai multe starturi, vom avea mai multă activitate în sine. E, cred că, și un lucru care ține de organizare, pentru că fiind câteva sute de participanți, că așa îmi imaginez că vor fi, nu poți să dai startul pentru
toate categoriile de vârstă, pentru toate probele în același timp. E nu este puțin... posibil pentru că este o distanță scurtă și atunci diferențele se fac în secunde, nu în minute sau în kilometri. Sigur. Și atunci suntem nevoiți să facem aceasta. E ca și pe pista de atletism. Ceea ce e mai bine, e mai aerisit, e clar. Mult mai bine. Am lăsat la urmă proba de ștafetă mixtă, pe care eu o consider una foarte spectaculoasă. E regina probelor, așa. Da, știm foarte bine că în orice competiție de atletism ștafeta e lăsată ultima în program, iar spectatorii o așteaptă cu inima la gură, pentru că e ceva... E cu mai multă adrenalină. Exact, exact. Nu știi, se poate schimba clasamentul în orice moment. Cel care intră la al doilea schimb al ștafetei poate recupera o distanță pe care colegul lui a luat-o. A pierdut-o sau a... Deci ștafeta e făcută din doi membri, da? Trei membri, din care unul trebuie să fie obligatoriu de sex feminin. Tocmai asta a fost ideea. Am considerat noi că fiind o ștafetă pe o distanță scurtă, o facem mai atractivă prin... Dacă făceam pe categorii masculin, feminin și mixt, nu, eu așa am văzut-o ca fiind mai atractivă, da, să facem doar mixt și să vină cât mai multe ștafete, să sunt fie fete și care concurență. Pot recupera timpii celor doi băieți, de exemplu, adică și avem fete foarte bune în Iași la atletism. Este adevărat. Chiar mă uitam zilele trecute pe înscrieri și am văzut că se conturează câteva ștafete frumoase, ceea ce îmi dă speranță. Mai ales că tu și cunoști lumea aceasta atleților. Da. Participă și componenții asociației voastre la concurs? Da, ei vor fi, majoritatea vor participa, vor fi și care ne vor sprijini în organizarea evenimentului, dar vor participa. Dar să știți că noi în cei peste 80 de membri de care spuneam mai devreme, nu avem doar sportivi de elită. Sau, știu. Chiar mi-aduc aminte că în februarie, când am venit la emisiune, povesteam despre niște grupe de începători pe care le facem pentru a atrage, cum e și evenimentul ăsta, să atragem noi alergători. Eu am pus o întrebare doar din simplă curiozitate. Nu poți să ții 80 de atleți să nu participe la o competiție doar pentru că tu o organizezi, nu? Cine e mai bun câștigă. Așa este, dar sunt majoritatea care vin la antrenamentele noastre doar de plăcere, aleargă doar să se simtă bine, să iasă din monotonia jobului de zi cu zi și nu se pregătesc specific pentru această probă. Apropo de pregătire specifică, noi ne-am propus să facem evenimente începând cu 1 septembrie, duminica, exact pe splai unde se va desfășura evenimentul, cu specific pentru dezvoltarea vitezei, iar cei care se vor înscrie... Vreau să spun că vă duceți în recunoașterea traseului. Exact, da, sperăm să nu ne rătăcim. O să vină cei care se vor înscrie, care sunt deja înscriși și... vor face o mică pregătire înainte de competiția în sine. Sigur, e foarte important și se poți verifica timpul și rezistența, măcar știi la ce să te aștepți în ziua competiției. Așa sau, este. De ce nu, pot primi niște sfaturi de la voi. Pentru că voi asta veți fi e ideea antrenamentului. Eu voi fi prezent acolo. Specialitatea mea este atletism și vom încerca să îmbunătățim poate tehnica pe o alergare de pe o asemenea distanță în antrenamentele respective. Nu vom alerga kilometri mulți, vom sta așa, vom fi mai statici și chiar ne vom și juca cu anumite ștafete. Wow. Dacă tot... Unde se pot înscrie cei care ne privesc acum și poate până acum n-au știut de acest eveniment? Unde vă găsesc? Avem o pagină de Facebook dedicată evenimentului, se numește Run Fast Iași. Pagina de web unde se fac înscrierile este runfast2019.acsatletis.ro sau chiar cred că te pot contacta inclusiv pe tine dacă... Sigur că da. Și colegul meu Cătălin Damian, care este membru în Consiliul Director, este coordonator de proiect, este foarte activ în realizarea acestui eveniment. Chiar și astăzi am avut foarte multe discuții, ce mai putem face, cine mai vine alături de noi și avem așa un vibe pozitiv. Minunat, așa și trebuie, pentru organizatori contează foarte mult acest
trăire pozitivă, să zicem așa, înainte de competiție, pentru că e foarte multă muncă în spate și eu știu ce înseamnă. Așa este. Este și prima ediție. Stresul pe ultima sută de metri își spune cuvântul pentru fiecare membru din organizare. Așa este. E prima ediție. Noi suntem oarecum boboci în organizare de evenimente. Îmi doresc ca acest eveniment să crească de la an la an și pe lângă alergare să aducem și alte probe din atletism în stradă. Da, discutasem asta înainte de emisiune și ideea mi s-a părut foarte interesantă. Povestește-le tu telespectatorilor despre ce surprize te-ai gândit așa să faci pentru următoarele ediții. Da, sunt nu doar în străinătate, cred că s-a făcut la un moment dat și la noi în București. Atletism urban. Se poate face, spre exemplu, probe de sărituri. Este proba de sărituri cu prăjina. Ne dorim ca poate anul viitor să aducem un sector de săritura cu prăjina pe această porțiune unde vom desfășura evenimentul, iar la probă să participe atât amatori doritori să vadă despre ce e vorba în această probă atletică, cât și sportivi de elită care să ne facă așa o demonstrație în forță a acestei probe. Și nu numai, sunt și alte probe din atletism care se pot scoate de pe pistă și să vadă lumea despre ce e vorba în atletismul de performanță și nu numai. Știu că, de regulă, sportivii sau cel puțin cei care tind către performanță se înscriu la astfel de competiții pe ultima sută de metri. Având în vedere că la voi evenimentul este oarecum dedicat cel mai mult amatorilor, cum stați cu înscrierile? În acest moment sunt aproximativ 100 de înscrieri la toate probele, atât la cursele de copii, ștafete. Hai să spunem ștafete. Și cât e taxa, dacă se uită cineva la noi acum să știe. Da, există și o taxă de participare. Tocmai spuneam că ne dorim să sprijinim grupele de copii din cadrul Asociației Club Sportiv Atletiți, Atletiți Junior, prin achiziționare de echipament, materiale. Până la 31 august vom avea o taxă scăzută, este 70 de lei pentru cursa individuală, la ștafeta familiei 150 de lei și ștafeta mixtă 200 de lei. Participanții vor primi un kit de participare, tricou, medalie de finisher și alte produse care se vor afișa. Pentru cei care sunt amatori, o astfel de competiție poate fi un start bun către o viață sănătoasă. Este adevărat. E sunt o mândrie convins să mergi la prima competiție, să ai și tricou, să ai și medalie. Îți dă oarecum curaj pentru următoarele competiții. Așa este, mai ales că medalia este una care arată exact specificul competiției. Va avea unul dintre simbolurile Iașului, Palatul Culturii, afișat pe medalie. Am să vin să iau o medalie de la voi, da, pentru că vreau să frumos o vadă telespectatorii. Săptămâna viitoare sperăm să o afișăm și pe pagina evenimentului și să vină ieșenii să se înscrie și pentru această medalie, pentru că este un simbol important din punctul meu de vedere al evenimentului și nu numai. Pentru că ne dorim în același timp să facem cunoscut și orașul Iași, să promovăm. Sunt și înscriși din alte orașe. Să puneți cumva Iașul pe harta competițiilor frumoase, pentru că sunt și în Iași competiții, dar niciodată nu strică o nouă apariție, un nou concurs, un nou început pentru o viață sănătoasă. Așa este. E un concept nou din punctul meu de vedere pentru Iași. Sper să atragă foarte mulți participanți și sper ca după acest eveniment oamenii să vină mai mult spre mișcare. Clubul nostru, după cum spuneam, are antrenamente zilnice pe care le afișăm pe Facebook și se trimite și un newsletter săptămânal în diferite zone ale Iașului, iar ei pot continua să vină la întâlnirile noastre, să progreseze. Da. Chiar pe 4 septembrie vom începe o nouă grupă de începători. Veți în cadrul fi o clubului. Comunitate frumoasă a Iașului. Exact. Și să ajungem și noi, acum suntem aproape de 100, să mai adăugăm un zero și tot așa. Sigur că da, de ce nu? La numărul membrilor noștri. Eu îți mulțumesc tare mult că ai venit și ne-ai povestit despre acest eveniment frumos. Am să
Le repet telespectatorilor că îi așteptăm pe 22 septembrie la competiția Run Fast and Fun, prima ediție din Podoroș spre Tudor Vladimirescu, Bulevardul Mangeron. Eu vă dau o nouă întâlnire joia viitoare la aceeași oră, 18:10.